Vremea extrem de caldă din această vară a afectat serios lacul Techirghiol. Apa lacului s-a evaporat și s-a retras la 100 de metri de maluri. Specialiștii spun însă că nu este motiv de îngrijorare, iar procesul este benefic pentru calitatea nămolului. Acum este mai concentrat în săruri și minerale. După ce apele lacului s-au retras, pontonul din centrul localității Techirghiol stă acum pe bolovani, iar în zonele din care apa s-a evaporat au început să apară crăpături în care cresc deja plante sălbatice. Pentru turiști, peisajul este dezolant. N-a plouat în anul ăsta deloc și de obicei așa scade, când nu sunt ploi. Urâtă, mizerie. Primarul a făcut frumos verde acolo, iarba și aici, nimic. E mizerie, chiar vorbeam cu părinții mei că ar fi putut să vină să curețe, măcar dacă e secat, să curețe mizeria care se vede. E un pic deranjat mirosul, dar pentru mine care n-a mai fost. Doar ploaia va umple lacul din nou. Partea bună este că nămolul s-a propelic, se regenerează acum mult mai bine, spun specialiștii. Concentrația de săruri este mai mare în apă și astfel nămolul e mai bogat în minerale. Lacul s-a micșorat, el era așa și a scăzut, adică a ajuns pe o amprentă mai mică. Da. Amprenta asta mai mică înseamnă o sănătate mai ridicată, înseamnă un număr mai sănătos. Mai puțin, cantitate mai mică, firește, dar mai sănătos, mai bun. Nămolul folosit în tratamentul sapropelic este adus din mijlocul lacului, acolo unde este o zonă neafectată de secetă. O embarcațiune care de 3 ori pe zi acest nămol și îl duce la sanatoriu balnear. Din punct de vedere al aplicațiilor terapeutice, deci al folosirii lui, nu este nicio problemă. Se încadrează în limitele variațiilor multianuale. În fiecare zi, din lac, de la 10 metri adâncime, sunt extrase 24 de tone de nămol.